În continuare la RCSFM puteți asculta interviul realizat de părintele Claudiu Bulai cu eminența sa cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al sanctității sale Papa Francisc. Dublajul vocii în limba română este făcut de părintele Eduard Cristian David, vicar în parohia catedralei Adormirea Maicii Domnului din Iași. Suportul tehnic a fost asigurat de Silviu Gitaru și Gabriel Măriuț. Eminență, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a da acest interviu la Radiul Diecizei Noastre, IRCSFM. Bine ați venit la Iași! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Suntem la finalul unei zile intense, dar mi face plăcere să mă adresez tuturor credincioșilor acestei dieceze și celor care nu au putut să participe la celebrarea de astăzi. Iată, prin intermediul acestui mijloc, și anume radioul Diecezan. Pentru început aș dori să vă întreb ce impresie v-a lăsat întâlnirea cu tinerii din dieceza de Iași. o foarte, forte, anche alla fine della celebrazione. O impresie foarte puternică, pe care am exprimat-o și la finalul celebrării liturgice. O celebrare de altfel foarte frumoasă, foarte bine pregătită, cu adevărat o celebrare plăcută din toate punctele de vedere, mai ales din punct de vedere spiritual, pentru atenția, devoțiunea, cu adevărat un climat cu totul special unde se simțea rugăciunea. Și apoi, bineînțeles, prezența atâtor tineri, care este un semn de mare speranță pentru biserică. Așadar, cu adevărat, a fost una impressie foarte frumoasa e care ho păstres și o voi păstra pentru molte ca o deosebita amintire. E' è un segno di grande speranza per la Chiesa. Ecco, quindi davvero è stata una, una impressione bellissima di cui conservo e conserverò per tanto tempo un grande ricordo. După aceste momente, Sfânta Liturghie, întâlnirea și salutul pe care l-ați oferit tinerilor, care au fost sentimentele pe care le a trăit în mijlocul lor? mi stata Ospitalitatea, primirea care mi-a fost oferită, mi-a plăcut mult. Bineînțeles, nu doar pentru mine, dar mai ales pentru Papa Francisc, cu care lucrez zilnic. Chiar a fost amintit Papa de mai multe ori ne-am rugat pentru el. De fapt, unul din motivele pentru care ne-am întâlnit aici este aniversarea a cinci ani de la vizita Papei Francisc la Iași. Așadar, această iubire față de Papa care trebuie să-i caracterizeze mereu pe catolici. Apoi mă întorc la celebrare. A fost o experiență foarte intensă. Tinerii i-am văzut că participau cu o mare intensitate. Acest lucru m-a impresionat. l'inizio di sti dinamite a poi partecipare alla cantare ci rugăciun, forte molto forte e per la qualità, ecco, anche i ragazzi veramente io vedevo che partecipavano con una grande con una grande intensità, ecco, questo mi ha veramente colpito, un silenzio per esempio in alcuni momenti, poi la partecipazione ai canti, alle preghiere, eccetera, no? Bello, 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 molto bello. Eminenza. Astăzi au participat peste 2000 de tineri la Ziua Tineretului la nivel diecezan. Moment în care am comemorat 10 ani de la beatificarea episcopului martir Anton Durcovici. Noi suntem la graniță cu Ucraina și le-ați vorbit tinerilor despre speranță. Cum să facă tinerii, care sunt la început de drum în viață, să răzbească dincolo de neliniștea pe care o simt în jurul lor? Nu e ușor, pentru că trăim într-o lume care trece prin crize foarte puternice. Și din punctul de vedere al comunității internaționale, astăzi asistăm la o lipsă absolută de încredere între națiuni. Asistăm la războaie deschise, în Ucraina, unul dintre acestea, dar apoi ne uităm în Orientul Mișlociu. Dar bineînțeles că sunt atâtea alte crize care marchează geografia lumii noastre. Așadar, astăzi trebuie cu adevărat să reacționăm la tentația pesimismului, să lăsăm brațele jos, pentru că pare că nu sunt alternative. Cred că invitația pe care am făcut-o când am mers să-i salut pe tine după liturghie este modul în care trebuie să acționăm, să fim protagoniștii construirii păcii. Aceasta este ideea Papei Francisc, și anume că pacea se construiește în mod artizanal, adică la mână, pas cu pas. Așadar, să nu așteptăm ca pacea să se realizeze doar la nivel politic, la nivel diplomatic, între țări, între politicieni, ci să începem în mod concret. Să fim constructori de pace în propria realitate. Cred că în acest mod tinerii pot depăși acele sentimente negative pe care le încearcă acum și care de multe ori îi împiedică să privească viitorul cu seninătate. di pace nella propria, nella propria realtà. Credo che in questo modo i giovani possano superare anche quei sentimenti negativi che stanno provando adesso e che tante volte ecco, impediscono loro di guardare con serenità il futuro. In Zara nostra approssimativamente 100.000 rifugiati ucrainieni a Oles rimane. Unii dintre ei au venit și aici la radio la ICS FM pentru a-și povesti experiența și realitatea în care trăiesc. Mulți dintre ei sunt găzduiți în centre administrate de Biserică. Vă rog să lăsați un mesaj pentru ei și pentru cei care i-au primit și se asigură că se simt bine aici, chiar dacă sunt departe de casă. El mesajul a ai, il ai mesajul de la solidarietate, no? Ecco. Mesajul meu pentru persoanele refugiate este un mesaj de solidaritate. Suntem întristați, ne pare rău pentru ei. Suntem îndurerati pentru situația prin care trec. Această fugă. Pentru că a lăsat totul, casa, cei de raci, propria țară, pentru a merge în necunoscut, chiar dacă sunt atâtea țări care i-au primit. Așadar, un mesaj de solidaritate, de apropiere și de empatie cu situația lor celor care îi primesc o încurajare de a continua să facă acest lucru, această caritate, să o facă în mod dezinteresat, tocmai pentru a da fraților și surorilor noastre, care lasă propria țară din cauza războiului, un minim de speranță. Apoi, pentru toți, să ne păstrăm speranța că tot ceea ce facem va duce cât mai repede posibil la încheierea acestei urâte aventuri care este războiul. Așadar să tacă armele pentru a se auzi dorințele de pace, iar acest lucru va permite oamenilor să se întoarcă în propriile case, să reia viața normală pe care cred că toți ne-o dorim. Însoțesc această speranță cu rugăciune și vă asigur din partea Bisericii și din partea Sfântului Scaun de toată implicarea pentru a ajunge la o pace justă, și de durată. Anche tutto l'impegno proprio per arrivare pace giusta e duratura. Eminența aș dori acum să vă întreb dacă nu e prea personal, cu ce rămâneți după această vizită în dieceza noastră și ce îi veți povesti Sfântului Părinte? O al Papa la Îi voi spune Papei ceea ce am trăit. Îi voi vorbi despre bucuria acestui moment. Când se merge undeva, nu se știe niciodată ce anume găsești. De obicei, se întâlnesc lucruri frumoase, dar poate câteodată merg bine, câteodată merg mai puțin bine. În schimb, aici pot spune că a fost un moment de plinătate. Îi voi spune papei tot ceea ce am văzut, toți acești tineri pe care i-am văzut și despre credința și entuziasmul lor, și apoi toată această deschidere spre încredere și speranță. Dincolo de toate aceste crize prin care trecem în fiecare zi, să ne amintim că Domnul nostru, Iisus Hristos, este viu, că biserica sa este vie și că are un viitor de speranță pentru această țară și pentru umanitatea întreagă. Această e pentru umanitatea întreagă. La final, vă rog să lăsați un mesaj tinerilor, dar și ascultătorilor radioului nostru. Per quanto riguarda i giovani, ecco voglio dire loro di essere costruttori di speranza e di pace cât îi privește pe tineri, vreau să le spun să fie constructori, artizani de speranță și de pace. Spuneam la celebrarea cu ei că sunt căutători de speranță. Spunea Papa Francisc: Toți avem nevoie de speranță, dar în același timp suntem un semn de speranță. Așadar, să știe să o arate și altora. În fața atâtor crize ale lumii de astăzi, să fie cu adevărat semne de speranță pentru bărbații și femeile de astăzi. Apoi, pentru toți ascultătorii, vreau să le spun că avem un mare exemplu al episcopului martir Anton Durcović. Acest lucru ne îndeamnă să fim tari în credință. Astăzi trăim într-un timp liniștit, lipsit de persecuții vădite, dar sunt atâtea pericole pentru credință, poate chiar mai subtile, mai puțin sesizabile. O persecuție este o opoziție, o ostilitate vizibilă. Sunt, în schimb, atâtea tentații care nu sunt evidente, și tocmai de aceea sunt mult mai periculoase. Așadar, să fim tari în credință, să trăim propria credință în interiorul comunității credincioșilor, în așa fel ca aceasta să fie în mod continuu întărită și consolidată, și să fim adevărați mărturisitori ai credinței în lumea de astăzi. Vă mulțumim, Eminență, pentru acest interviu, vă mulțumim pentru această vizită și vă mai așteptăm la noi. <gătate> grație, grație. Asculto, Ersis FM.